Bună ziua, bine ați venit la Banca Națională. Vă citesc comunicatul de presă al Consiliului de Administrație. Rata anuală a inflației a continuat să crească în luna martie 2018 până la 4,95%, nivel conform celui prognozat, de la 4,72% în luna anterioară. Plusul de RIN a fost generat de preponderent de acțiunea factorilor pe partea ofertei, mai cu seamă de majorarea prețului combustibililor, dar și de componenta de bază a inflației core 2 ajustat, a cărei rată anuală și-a continuat ascensiunea până la 3% în luna martie, de la 2,9% în februarie. Avansul indicelui core 2 ajustat reflectă presiunile din partea excedentului de cerere agregată din economie, majorarea costurilor de producție, forță de muncă, utilități, unele influențe ale dinamicii cursului de schimb al leului, dar și continuarea ajustării ascendente a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt. O traiectorie similară a urmat rata medie anuală a inflației prețurilor de consum, care a urcat în luna martie la 2,5%, de la 2,1% în februarie. Calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, rata medie anuală a crescut la 1,9%, de la 1,6% în februarie. Datele revizuite privind creșterea economică indică o decelerare ușor mai pronunțată decât cea publicată anterior pentru trimestrul 4-2017, dinamica sa anuală rămânând totuși robustă, la 6,7% față de 6,9% inițial. Pe ansamblu anului 2017, rata de creștere a PIB-ului real a fost revizuită la 6,9% de la 7%. Pe partea cererii, ușoara ajustare descendentă operată pentru ultimul trimestru al anului 2017 s-a reflectat atât la nivelul consumului gospodăriilor populației, determinantul principal al creșterii economice, cât și al formării brute de capital fix. Contribuția negativă a exportului net la avansul PIB real a rămas nemodificată. Cele mai recente date statistice relevă deteriorarea balanței bunurilor și serviciilor și, în consecință, adâncirea deficitului de cont curent în primele două luni ale anului 2018 față de perioada similară a anului anterior. Același interval consemnează o dinamică anuală alertă a producției industriale, deși în ușoară atenuare, accelerarea creșterii comenzilor noi industria prelucrătoare, precum și ritmul anual încă ridicat al activității din comerț și servicii. Condițiile monetare au continuat să-și atenueze caracterul acomodativ în luna aprilie, în contextul creșterii cotațiilor relevante ale pieței monetare și al relativei stabilități a cursului de schimb al leului. Banca Națională a României a întărit controlul asupra lichidității din sistemul bancar, inițiind la mijlocul lunii operațiuni de atragere de depozite la termen, la rata dobânzii de politică monetară, cu alocare integrală. Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat s-a menținut în luna martie la nivelul de 6,1%. Componenta în lei a continuat să-și mărească ponderea în credit total până la 63,6%, de la minimum de 35,6% în mai 2012. Creditul acordat populației și-a intensificat creșterea anuală, plus 9,4%, cu aportul dominant al creditelor pentru consum. În ședința de astăzi, Consiliul de Administrație a analizat și a aprobat raportul asupra inflației, ediția mai 2018,
document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile. Noul scenariu al prognozei reconfirmă perspectiva creșterii ușoare și a plafonării, apoi a ratei anuale a inflației, pe parcursul câteva luni deasupra intervalului țintei, urmate de revenirea acesteia la finalul anului curent în apropierea limitei superioare a intervalului. Astfel, față de raportul precedent, traiectoria anticipată a ratei anuale a inflației se menține pe coordonate quasi similare celor din prognoza precedentă. Incertitudinile și riscurile asociate perspectivei inflației provin în principal din partea prețurilor administrate, a condițiilor de pe piața muncii și a evoluției viitoare a prețului internațional al petrolului. Relevante sunt și creșterea și ritmul creșterii economice și dinamica inflației în zona euro și implicit conduita politicii monetare a Băncii Centrale Europene și a băncilor centrale din regiune. Pe baza datelor disponibile în acest moment, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2,25% pe an. Totodată, a decis și majorarea la 1,5% pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit și creșterea ratei dobânzii aferente facilității de creditare Lombard la 3,5% pe an. De asemenea, Consiliul de Administrație a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Deciziile Consiliului de Administrație au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile și în condițiile prezervării stabilității financiare. Consiliul de Administrație subliniază din nou că mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea unor reforme structurale care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor eventuale evoluții adverse. Noul raport trimestrial asupra inflației va fi prezentat publicului într-o conferință de presă organizată în data de 9 mai 2018, iar minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul ședinței de astăzi va fi publicată pe site-ul BNR în data de 14 mai 2018 la ora 15. Următoarea ședință a Consiliului de Administrație dedicată politicii monetare va avea loc în data de 4 iulie 2018. Acesta este comunicatul. Răspund la câteva întrebări. Nu uitați, miercuri, ne vedem din nou. Atunci. Bună ziua, Mihai Panițelu de la Profit.ro. Primul rând, s-a întrebat dacă a fost luată în anumitate decizia de astăzi. Da, o să aflați în minute. În al doilea rând, dacă Banca Națională va continua aceeași politică de lichiditate pe care am văzut-o începând cu luna trecută, de a trage... Decizia noastră este să luăm măsurile următoare în funcție de condiții. Da, așa cum arată lucrurile, cred că da. Și dacă ne puteți explica de ce au scăzut sumele totuși atrase de la bănci, există o explicație de fundamentală, e mai puțin lichitate în piață în general sau își plasează în altă parte? Deci constat că problema lichidității e un adevărat mister pentru dumneavoastră, chiar dacă sunteți specialiști. Voi încerca să dau explicații suplimentare miercuri, dar în principiu nu uitați ceea ce v-am spus în repetate rânduri, că lichiditatea are un ciclu lunar în funcție de momentele în care sunt plătite taxele și impozitele și acestea sunt în jur de între 25 și până 5-6 ale lunii următoare, pentru că apoi după 10 lichiditatea să crească din
sistem din piață, pentru că Ministerul de Finanțe face plățile pentru bugetari, salarii și plățile pentru pensii. Așa că o evoluție în sus și în jos a lichidității este absolut normală. Acest lucru a fost explicat în enumerate rânduri. Și în consecință, noi când vorbim de exces de lichiditate, nu ne referim la aceste suișuri și coborâșuri care sunt normale. Așa funcționează sistemul. Noi ne referim la o medie, să spunem, structurală, care este peste aceste suișuri și coborâșuri. În consecință, ceea ce ați văzut dumneavoastră, prin absorpția de lichiditate transparentă făcută de Banca Națională, cu depozite la termen de o săptămână, este absolut normală. Nu e vorba de plasamente în alte părți sau să retras lichiditate din piață. De ce? Pentru că s-au plătit taxe, impozite și alte dări către stat în perioada până astăzi. Mai este un factor care contribuie la aceste fluctuații normale ale lichidității și anume că începând cu 25 este o nouă poziție, o nouă perioadă de o lună pentru rezerva minimă obligatorie a băncilor. Și de obicei, băncile sunt prudente. Încearcă să-și facă rezerva în prima perioadă și atunci să suprapun acești factori. Deci faptul că astăzi au venit numai 3 miliarde, poate să arate și cam pe unde se situează excesul, să-l numesc preponderent, nu permanent, preponderent de lichiditate. Miercuri, mai încercăm un exercițiu pentru înțelegerea acestui lucru și ridicarea acestui valui de pe acest mister. Nu e mister deloc, dar nu. Din experiența dumneavoastră, dacă îmi permiteți, când credeți că vom vedea și o majorare a ratelor oferite de bănci pentru depozite la trase de la clientelă? Mai ales că în martie am văzut chiar o ușoară scădere a ratei medii generale. Nu. Am văzut cifre, nu e vorba de o scădere, e vorba de un efect statistic. Da, și pe astea le putem discuta miercuri. Eu cred că foarte curând băncile vor constata că trebuie să atragă lichiditate mai multă de la populație și, în consecință, vor deveni mai competitive. S-ar putea ca la acest lucru să contribuie și o eventuală inițiere de către Ministerul de Finanțe, nu știm dacă vor face acest lucru foarte curând, de a lansa titluri de stat cu dobândă concurențială pentru populație. Atunci concurența în piață va acționa. Și dacă îmi permiteți o ultimă întrebare, puteți spune dacă afirmația următoare este corectă sau nu? Inflația a fost cauzată de factori exogeni, politica fiscală nu a contribuit la creșterea inflației. În mare măsură, când o să vedeți datele, dar spunem asta de mai bine de 6 luni, spunem cam din vara anului precedent, ce înseamnă factor exogen? Am văzut că e o întreagă filozofie cu ce înseamnă exogen. Nu înseamnă neapărat extern de țară, sunt în afara capacității de influență a politicii monetare, ca și influența a politicii fiscale. Am folosit cuvântul parțial și am să vă explic din ce cauză. Păi, dacă crește prețul țițeiului, este un factor exogen. Nu poate să-l influențeze politica monetară. Dacă crește acciza, puteți considera că este o măsură de politică fiscală. Dar, în orice caz, nu poate să influențeze politica monetară, la fel cum este recent, din datele pe care le avem, s-a majorat și acciza la tutun. Și asta va afecta cifrele pe care le vedem, în luna aprilie, peste câteva zile, cifrele de inflație. De asemenea, în urmă cu mai mulți ani, dacă nu mă înșel, a fost o creșterea prețurilor la general la cereale, la alimente, sunt factori exogeni. Acum, în toamnă, factor exogen a fost situația pe piața unor produse alimentare, cum au fost ouăle. Factor exogen. Mai fac o precizare, dar aș prefera să reveniți miercuri și să-mi puneți din nou întrebarea asta. Pentru că am constatat cât de
volatile pot să fie înțelegerile unor noțiuni. Noi am folosit într-adevăr și poate că n-a fost cea mai fericită expresie, impact al măsurilor fiscale și atunci când acest impact a fost de felul următor. La începutul anului 2017 s-au redus unele taxe, nu? Sau ca să o luăm mai din spate. Peste un an, efectul acestei reduceri a dispărut. Și atunci noi ne-am exprimat efectul măsurilor fiscale. De fapt, era un efect statistic de bază, pentru că indicele se calcula pe 12 luni și dacă în ianuarie anului precedent inflația prin acest impact a scăzut, nu? În ianuarie anul curent a crescut, nu mă refer la ianuarie, o să vedeți în date. Am solicitat direcțiilor de specialitate, pentru că asta a fost o sursă majoră de discuții în ultimele săptămâni, să încerce să clarificăm acest mister, care iarăși pentru cei care au făcut statistică nu este un mister, al manierei în care se comportă un indice de prețuri. Recunoaștem și ne facem și un fel de autocritică, ca să zicem așa, că populația, ca și dumneavoastră, nu trebuie neapărat să cunoaște statistică, este datoria noastră să vă încercăm să vă arătăm cum stau lucrurile. Deci, din această cauză, cu explicații suplimentare miercuri, am spus că parțial este adevărat, în sens că dacă se înțelege prin măsuri fiscale și impactul acestor efecte statistice, ele au acționat. În comunicatul actual nu mai găsiți un cuvânt despre fiscal, ca să nu se mai creeze sensibilități. Da? Și le explicăm. Din punct de vedere al măsurilor pe care Banca Națională le ia ca să ancoreze această inflație care e determinată de mulți factori, care considerați că este mai care măsură este mai eficientă? Măsurile de pe piața monetară, creșterea de dobândă sau în continuare veți merge pe o combinație dintre ele? Mulțumesc. Ne batem cu toate armele. Asta este răspunsul și veniți și dumneavoastră miercuri și veți vedea ce înseamnă acest lucru. Da? Bună ziua, Daniel Zoman, TVR. Aș vrea să vă întreb cum de acești factori exogeni care au provocat inflația, au provocat-o numai în România? Ei, nu. Cum s-o provoace numai în România? Au provocat-o numai în România. Nu uitați că anul trecut pe vremea asta, inflația din România era sub 1% și era mai mare în Polonia, Ungaria și așa mai departe. În cazul ăla nu este că s-au suprapus. Și despre acest lucru am mai vorbit în repetate rânduri. Deci, începând cu vara anului trecut, s-a reintrodus acciza care fusese scoasă în ianuarie. Da? Vă aduceți aminte? S-a scos acciza la țiței, s-a introdus în toamnă. Când s-a scos, indicele s-au luat-o în jos. Și atunci a apărut că lucrurile dau foarte bine. Când s-a reintrodus în toamnă, inflația, indicele, adică a crescut. În octombrie anul acesta, va dispare acest efect și inflația va veni în jos. Ăsta este un indice. Deci, indicele de prețuri nu înseamnă, este o măsură a inflației cu limitele sale. Este folosit peste tot în lume. Nu înseamnă neapărat prețurile pe care le simțiți dumneavoastră sau fiecare dintre dumneavoastră, nu? În piață și așa mai departe. Dar ca să citesc dintr-un celebru politician, este cel mai bun indice pe care putem să-l avem. Nu știm să măsurăm altfel inflația. Măsurarea inflației prin percepție, de exemplu, mi-a fost recomandată în urmă cu 28 de ani când am preluat acest post și mi s-a spus de către un economist american, din când în când, domnul guvernator, să mergeți prin piață. Pentru că așa veți face deosebirea între ce arată datele statistice și ce percepe populația. Deci există o deosebire. Noi
țintim acest indice al inflației. Da? Acțiunea și în alte țări, la noi, necazul este că s-au suprapus multe lucruri. Au fost amânări, de exemplu, la electricitate, la gaze. Corecțiile probabil că trebuie făcute mai devreme. Nu știm nici noi exact programul de majorare a prețurilor administrației, decât o singură. Și vedeți aici ce v-am zis? Principalii factori de risc, iarăși, problema prețurilor administrate. Deci nu prețurile libere din piață sunt cele care au creat cele mai multe probleme cu inflația, au fost ele. Și prețurile administrate, pe care anumite trebuie să le știm dinainte. E posibil să judecăm așa, dacă ele erau mai bine programate. Că nu sunt nici la guvern, nici la noi. Asta este adevărul. Asta este organizată România. Nu? Dacă erau mai bine programate, atunci indicele nu mai avea aceste suișuri și coborâșuri. Spuneți acum că ați vrut să... Sunt factori interni. Asta aș fi vrut să vă spun. Dumneavoastră înțelegeți ce v-am spus anterior? Am înțeles. Că exogen nu înseamnă extern în sensul de extern de țară. Da? Ok. Atunci... Am văzut o caricatură frumoasă cu exogenul. Asta. Factori exogeni sunt în afară de... Da, sunt folosiți de mult de noi. Avem de multe ori sentimentul, și nu e un reproș, e reproș la adresa noastră, ne facem reproșuri singuri, că degeaba publicăm acest raport de inflație și îl trimitem peste tot, îl punem și pe site. E cam tehnic, poate reușim să facem mai o limbă mai românească. Deci dacă vă uitați în spate de mai mult de un an de zile, folosim termenul ăsta, ca și roborul, a devenit dintr-o dată mare problemă roborul. Deci factor exogen este o terminologie pe care o folosim de multă vreme și nu înseamnă factor extern. Sunt factori care nu depind de area de acțiune, noi folosim termenul pentru area de acțiune a politicii monetare, nu avem cum să influențăm. Îi luăm ca atare, hai să o punem altfel, că vă văd că nu sunteți convins. Dacă guvernul majorează TVA-ul, nu? Și cresc majoritatea prețurilor, ce poate să facă Banca Națională 12 luni din momentul acela? Nu? Crește inflația, să zicem, să dublează indicele. Ca să o ținem la același nivel, ar trebui ca alte prețuri, te întreb care sunt acele alte prețuri, să le reduci cu creșterea TVA-ului ca să le compensezi. Un exemplu mai simplu, cu prețurile din acciza la tutun, care o să vedeți că au jucat un rol în luna aprilie. A crescut acciza la tutun și a crescut prețul țigaretelor. Te uiți în indicele prețurilor de consum din România. Se fumează mult, ponderea țigaretelor este mare. Contribuție majoră la creșterea indicelui. Ce putem să facem? Să compensăm prin, că noi nu putem să ne ducem la alți producători să le spunem reduceți prețurile, prin influența asupra cererii agregat, adică asupra producției, ofertei, dar și asupra solicitării, deci să împingem prețurile în jos ca să compensăm creșterea de prețuri la tutun. Nicăieri nu se face așa ceva. Deci să lasă că acest efect care este tranzitoriu să treacă, să țin alte prețuri sub control. Când veți vedea graficul, poate că după aceste explicații veți înțelege cu ce ne batem. Răspunsul la întrebarea anterioară. Noi ne batem cu acel cordon ajustat pe care putem să-l controlăm. Adică el să nu exploateze datorită anticipațiilor inflaționiste. O singură întrebare mai am. Dacă v-ați schimbat perspectiva privind proiectul de plafonare a dobânzilor? Noi n-am avut un proiect, noi am dat, nu avem inițiativă legislativă, când suntem solicitați, ne spunem punctul de vedere și am dat și vom da în continuare documentare despre ceea ce fac alte țări. Am văzut că a apărut această întrebare, dacă s-a discutat, da, m-a întrebat domnul președinte al Camerei, i-am răspuns exact ce vă spun și dumneavoastră și am mai spus un lucru pe care îl spun și aici, în fața dumneavoastră. Că există riscul,
Deci dai un documentar, cum e în Germania, cum e în Franța, cum e în Italia, cum e în... Să se ia câte o bucățică așa din fiecare, nu merge. Pentru că fiecare, să spunem, sistem are logica lui. Deci trebuie construit, dacă vrem să facem ceva, construit un sistem logic și adaptat la realitățile românești. Atât putem să spunem colo. Parlamentul hotărăște care va fi legislația și legea. Da? Dar poziția BNR rămâne aceeași? Poziția BNR este următoarea. Că piețele, în măsura în care funcționează, trebuie lăsate să funcționeze. Orice intervenție într-o piață care funcționează creează distorsiuni. Când apar distorsiuni din diverse motive, piața nu funcționează bine, nu este funcțională. Apar situații de monopol, nu există concurență și așa mai departe, statul poate să intervine cu o reglementare. Reglementarea trebuie să fie inteligentă pentru a nu aduce alte distorsiuni în piață. Dacă ați înțeles ceva, e bine. Vă mulțumesc. Mai bine. Două întrebări legate de factorii exogeni. Sau vreți să puneți trei? Ce credeți că o să spună domnul Liviu Dragnea despre majorarea dobânzii? Întrebați pe nusul. Ați discutat acest lucru și la întâlnirea pe care... De cum să discutăm asta? Ne-am discutat cam ce a fost în scrisoare. Și acum aveți scrisorile. Nu pot să-mi exprim așa. Fiecare înțelege ce vrea din scrisoare. E bine să înțeleagă ceea ce este trecut în scrisoare. E bine să înțeleagă în adâncime că problemele economice nu sunt deloc simple și nu constau în o negociere. E asta că îți dau cealaltă, cum văd că obsesiv tot se pronunță un individ. Deci, problemele economice sunt foarte complicate. Nu uitați, economia este știința în care în același an s-a luat premiul Nobel pe economie, numai cu câțiva ani, de doi tipi care au spus lucruri total deosebite. Așa e economia, pentru că ea acționează prin comportamentul oamenilor, e mai complicată. Deci, eu am aproape 70 de ani și nu pot să spun că știu economie în totalitate. Văd că alții se dau mari economiști. Deci a fost o discuție serioasă. Nu... Fondul discuțiilor aplicativ, că nu ne-am apucat să facem teorie acolo. Nu, fondul discuțiilor a fost legat de probleme ridicate în cele două scrisori, adică probleme ridicate, ca opiniile de acolo. Că sunt probleme grele. Credeți că va înțelege acum această majorare de dobândă? Sau? Nu, știți că înțelegerea e reciprocă aici. Noi am mai discutat problema asta aici. Nu încercați să băgați așa neapărat bățul în gard. Guvernul și Parlamentul vine cu votul popular, da? Și spune, asta vrea societatea românească. Noi putem să spunem că nu vrea societatea românească să crească salariile. Păi este o necesitate. Datorită migrației forței de muncă, salariile cresc, da? Și atunci, în înțelepciunea sa, Parlamentul României, bazându-se pe experiența țărilor din Europa Occidentală, pe democrație, pe ceea ce este în Uniunea Europeană, a creat o instituție care este independentă de votul popular, este numită, este dotată cu specialiști și care vine și spune atât poate economia. Și asta este discuția între noi și guvern sau parlament. Deci spun care este votul popular și noi spunem cât poate economia. E bine să ne întâlnim undeva. Cam asta a fost discuția acum. Și eu simplific. Nu? Dacă este atâta neînțelegere, trebuie să explicăm și cuvinte simple.
Deci nu e vorba de a înțelege. Noi spunem atât poate economia. Pe ce vă apăsați? Păi pe ce ne pasă. Ne apăsăm pe asta, pe asta, pe asta. Un argument puternic, așa cum ați văzut, din acele scrisori, din răspunsul nostru, nu este neapărat modelul. Noi avem un model mult mai prudent, așa fac băncile centrale. Deci modelul nostru care evaluează numitul exces de cerere, exces, excedent de cerere, poate mai curând, surplus de cerere, deci cererea care nu este acoperită de către producție, este mai prudent. Guvernul, după câte ați văzut în, și Comisia de Prognoză din scrisoarea dânșilor, au un model care arată că acest surplus de cerere este mai redus decât al nostru. Și noi ne-am spus punctul de vedere, așa este. Noi suntem mai prudenți. De ce? Pentru că excedentul de cerere este o măsură care nu este ușor comensurabilă. Mai ales anterior. Nu poți să-ți dai seama cu cât s-au dat, să spunem, venituri, spun, venituri nu apărea salarii, venituri în general, cheltuieli în economie mai mult decât poate economia să producă, să calculezi de astăzi pentru un an de acum înainte. E foarte greu. Modelul nostru, de exemplu, este unul dintre cele mai sofisticate. Dar când apare, precum cerneala de turnesol, exact excedentul de cerere, surplusul de cerere, când te uiți la balanța contului curent, acolo nu mai poți să minți. Nu? Când se importă mai mult decât se exportă, înseamnă că economia n-a putut să acopere cererea suplimentară, care atunci e cam târziu. Atunci e cam târziu. Și de aceea băncile centrale sunt mai prudente, deci preferă să calculeze într-o manieră prudentă excedentul de cerere, pentru că în momentul în care acesta a apărut vizibil sub forma unui dezechilibru extern, sunt deja presiuni asupra cursului de schimb, asupra dobânzilor. Și corecția poate să fie foarte dureroasă. Judecata băncilor centrale și a Băncii Naționale a României este că e mai ușor să corectezi prin adăugire când apar cifrele, decât să corectezi prin tăiere. Prin tăiere, ce înseamnă tăiere? Să majorezi impozite, să lași cursul să deprecieze, să majorezi dobânzile. Deci, din această cauză, am explicat noi, suntem mai prudenți ca să nu punem societatea românească în situația să facă corecțiile dintre acestea, care sunt corecții dureroase. Am fost clar? Sunt curios cum scrieți. Bine. De ce? Poate de... vă mai controlați ușor limbajul. Ce scuze. Da. De ce acum și nu luna trecută? De ce ați majorat acum și nu ați majorat-o luna trecută? Am explicat. Pentru că efectele nu s-au consumat în piață. Nici acum nu sunt consumate. Efectele majorările anterioare. Într-adevăr, dobânzile s-au apropiat de dobânda noastră, dar mai sunt și alte efecte. Nu știm exact care vor fi efectele asupra cursului de schimb. Ce a fost motivul? Bună ziua, domnule guvernator. Aș vrea să insist puțin asupra subiectului, discuția pe care ați avut-o cu domnul Dragnea și doamna Dăncilă, bine, și ministrul finanțelor. Aș vrea să vă întreb dacă asistăm acum la cea mare împăcare, că tot am zis război, război, toată lumea a negat, totuși existau niște atacuri cumva venite dinspre guvern, spre BNR. Acum am văzut că s-a mai domolit un pic discursul și al dumneavoastră și al domnului Dragnea. Deci avem o mare împăcare între cele două instituții și urmează acel mix echilibrat de politici, păi, bugetare. Pentru el ne luptăm. Dar așa că a zis că am avut eu limbaj violent, puteți să spuneți când? Nu. Spuneam că anumite critici veneau din partea guvernului și din partea domnului Dragnea, nu neapărat din partea dumneavoastră. Ați fost temperat și politicos, cum ați zis de la trecut. Da. Deci sunt absolut normale. Deci și spun ce vrea votul popular și noi spunem ce vrea economia.
Credeți că e așa ușor să împaci aceste lucruri? Dar v-au adus anumite reproșuri? Eu am trăit și în economia cealaltă, știți? Și era totul planificat și tot era greu. Ba, credeți că întâmplările din decembrie 89 au venit cu toată economia planificată pentru că se știa ce vrea populația? De-aia am fost în prag de război civil. Deci a îmbinat ce poate să dea economia. Gândiți-vă că a da economia este o formulă foarte generală. Economia înseamnă și structură. Atunci puteai să spui, bă, crescut producția de oțel pe cap de locuitor, ca era indicator. Nu? Și rafturile din magazine erau goale. Și îmbinarea relației sau acestei corelații între ce poate să dea economia și ce vrea societatea a fost catastrofală pentru cont. De asta și prăbușit. Mecanismele de piață și piețele sunt mai sofisticate. Noi lucrăm cu piețele. Dânsii lucrează mai mult cu sondaje de opinie, cu, nu? Așa sunt și aleși. Se duc în fața populației și află în relația cu populația ce se dorește. Noi lucrăm cu piețele. Care piețe pot să fie? Numai piețe financiare. Sunt piețe de producție și așa mai departe. Și meseria noastră de tehnicien, nu? Nu este nici ea ușoară, ca vedea ce doresc piețele, ca și ele pot să exagereze, să greșească. Nu? Există și noțiunea de eșec de piață. Este o meserie grea. Și atunci, revenind la întrebarea dumneavoastră, în esență, armonizarea sună bine și se armonizează politicile Guvernului cu ale Băncii Naționale. E un proces. În fața dumneavoastră pot să vă asigur că nu ne-am luat niciodată de păr. Nu? Ce a apărut așa prin... A fost mai degrabă un război mediatic. Că s-a mai scăpat cineva, că a zis că aceasta nu e Banca României, că am avea o agentă ascunsă. Bineînțeles că ne-a durut, nu? Dar 27-28 de ani de când sunt în această instituție, am avut momente mult mai grele decât acesta în a găsi formule de armonizare. Nu spun că acum suntem într-o armonizare totală, dar suntem oricum mai bine înțeleși. Deci am luat noi aceste măsuri și urmăm să facem și care va fi efectul pozitiv. Ce poate să aibă un guvern mai bun decât o inflație scăzută, stabilitate financiară și dobânzi scăzute? Noi acum suntem cu dobânzi înalte, dar ele sunt înalte ca să nu fie peste un an și mai înalte. Nu? Dacă inflația va veni spre 3%, dobânzile trebuie să ducă, ce vă spun acum, să n-auziți, ca în Turcia, la 12%. Dar spun 12% pentru că am văzut deja câțiva în piața românească s-au ambalat și spuneau că o să ajungă și aici. Nu. Noi suntem siguri că ținem și inflația sub control și dobânzile nu se vor duce foarte sus. Dar aș vrea să vă întreb, înainte de luarea unei decizii de politică monetară, e nevoie de consultare între BNR și guvern? Sau... Nu, nici nu s-au făcut. Cam așa lăsat de înțeles șeful PSD. Că hai să vă spun ceva interesant. Eu am înțeles, de exemplu, din citindu-vă pe dumneavoastră, că doamna premier, nu? Care este, să zic așa, o femeie, nu? Trebuia să mă aștepte la poarta guvernului și că din cauza faptului că nu m-a așteptat când m-am dus la guvern la poartă, însă am însemnat că ne-am... Deci, nu înțelegeți că suntem instituții serioase. Eu vorbesc în numele acestei instituții, nu? Vă fac o declarație. Această instituție a reușit să creeze în jur de 200-300 de specialiști care sunt de talie mondială. Păi păcat să nu fie folosiți. Nu sunt 1, 2, 3, sunt vreo 200-300 pe diverse domenii. S-au format foarte greu. Nu
economia nu e neapărat o ghiceală, deci mai poți să greșești și așa mai departe. Ei pot să discute cu piețele, pentru că suntem economie de piață. Că se dorește cam așa, băi, de ce nu majorează dobânzile băncile? Băncile sunt în sistemul de piață. Vor majora, dar prin mecanisme de piață. De câte ori ne-am spus, băncile nu ne sunt subordonate. Noi nu suntem Ministerul Băncilor. Să-i chemăm și să le trasăm sărcini. Băncile sunt, citiți legea, unități independente cu gestiune financiară proprie. Urmăresc profitul, nu sunt societăți caritabile și cu astea, adică cu bănci, acționăm, nu? Ele fac intermediere. Sunteți apărătorii băncilor. Nu suntem apărătorii unei bănci sau alte. Suntem apărătorii sistemului bancar, pentru că fără un sistem bancar solid, banii economisiți în societate nu ajung în investiții. Sau dacă ajung, ajung într-o formă distorsionată. Deci funcțiile sistemului bancar sunt dincolo de protecția consumatorului. Dacă legiuitorul, în înțelepciunea sa, va da băncii naționale protecția consumatorului de servicii financiare în România, există în unele țări europene, atunci ne vom ocupa de asta. Dacă vreți protecția consumatorului, poți să... Avem atâtea funcții că nu pot să spun că vrem. Mai trebuie să măturăm aici, în fața băncii naționale, nu? Gândiți-vă că suntem, nu știu dacă sunt două bănci centrale în Europa care se ocupă cu balanța de plăți. Știți cât volumul de muncă îți ia acest lucru? Că nu mai facem balanță de plăți din raportări pe care le găsim în bănci. Să duc 100 și ceva, 200 de salariați ai băncii naționale și eu informațiile direct de la antreprenori. Aș dori să vă mai întreb, dacă se poate, dacă considerați că ați atins scopul acestei medieri între Guvern și BNR și fără aportul președintelui Klaus Iohannis, care până la urmă a încercat, dar nu prea a ieșit. Adică a avut o întâlnire cu dumneavoastră, dar cu Guvernul nu prea. Dânsul a avut o declarație acum două zile foarte bună. Nu doream altceva decât să se întâlnească. Deci, și atenție... Deci noi am fost la Parlament, la președintele Camerei. Orice altă interpretare este eronată. Ne-am dus la Parlamentul României, la președintele Camerei, nu? Păi, asta era și interpretarea nu. Noastră, nu, la nu, Parlament, nu, la președintele nu, Camerei. Nu, nu era, nu. Că ne-am dus la șeful PSD-ului. Că... Păi da, are și el două funcții acum, din ce perspectivă privim da, acea da, întâlnire, da, contează. Da. Ne-am dus la Kiselev. Cum adică? E, dar el e șef PSD și la Parlament, nu doar pe Kiselev. Nu știu, Parlamentul este Parlamentul României, nu... Așa e, și aș vrea să vă întreb apropo de robor, că tot aminteați adineori, acum că a și crescut această dobândă, specialiștii de pe piață, acum nu știu cum îi considerați și dumneavoastră, spun că ar sări de 4 robor anul acesta. Dar ce ne putem aștepta pentru că românii sesizează această creștere a ratelor în ultima perioadă? Sub nicio formă nu vrem să ajungă acolo. De-aia trebuie să dăm inflația în jos. O să abordez, nu îndelung, probabil că ce vă spun acum vă va stimula și vă veți întreba miercuri, dar o să abordez această chestiune. Astăzi un cotidian, dacă nu mă înșel, Capital sau Săptămâna, nu? A abordat în sfârșit chestiunea roborul cu ceva responsabilitate. Nu spun că ceilalți au abordat cu responsabilitate, dar au abordat-o numai emoțional. Și au făcut un lucru foarte simplu. A luat roborul de ultimii 10 ani. A fost și 10%, a ajuns la 0,8%, și acum s-a dus înapoi spre 2,4% și își pune întrebarea firească, ce e dramatic în asta? Roborul este la un nivel foarte scăzut. Acum, că mediatizarea merge cam așa, iei creditul prima casă, soldul inițial și spui că
majorarea robărului înseamnă 100 și ceva de lei sau 200 de lei. Este o formă de a prezenta. În țara asta nu sunt numai debitori cu prima casă. Nu? Sunt și alții credit de consum. Pe același exemplu, la un credit de consum, nu, e o creștere de vreo 7 lei sau 10 lei sau un credit normal de consum pe lună. Așa a fost în Europa, așa a fost în lume. Dobânzi negative, pentru că s-a ajuns la această deflație și România nu putea să fie în afară. Deci, judecățile astea, băie, s-a coborât roborul de către Banca Națională sau roborul, rata de politică, ca să păcălească pe român să apuce să ia credite. Dacă există, să zicem, o vânzare la o piață, nu din asta, într-un magazin cu prețuri scăzute, noi să spunem, băi, nu vă duceți să cumpărați acolo, că după aia, când o să crească prețurile la loc, vă veți simți păcăliți. A fost o păcăleală, ați cumpărat mai ieftin și... Eu nu știu cum de circulă asemenea aberații în piață. A fost o perioadă de dobânzi negative și puternic negative peste tot în lume. România nu putea să facă față prin izolare, că nu putem să mai fim izolați, să spunem, băi, suntem noi aici într-un sistem și noi ținem dobânzile mai sus, că vor crește ulterior. Acea perioadă a luat sfârșit. Și nu o spunem de ieri, de astăzi, o spunem de un an și jumătate. Dacă s-a terminat perioada dobânzilor scăzute. Nu știm încă în Europa, datorită problemelor din zona euro, când se va ajunge la acea normalizare. Noi astăzi, vă fac o destăinuire, ca să aveți o știre, în exclusivitate, am discutat aproape o jumătate de oră despre ce înseamnă normalizare din punct de vedere al politicii monetare. Înseamnă, de exemplu, inclusiv ca dobânzile să ajungă real pozitive într-un interval de timp în Europa. Inflația în Europa e aproape 2%. Ar însemna ca în Europa, de la 0, cam cât sunt dobânzile, între 0 și 5%, să crească cu 2%. Nu? Dacă normalizare înseamnă dobânzi real pozitive. Părerea mea, dar nu a fost împărtășită de toți membrii, că acest lucru înseamnă normalizare. Înseamnă că se va reveni la instrumentele, să le numesc normale, clasice, ale politicii monetare. Dobânzi real pozitive, rezerve minime obligatorii ca să funcționeze, sterilizare ca atare, nu? Dar este încă în discuție. Problema. În consecință, răspunsul la întrebarea dumneavoastră are două componente. Unu, epoca, că a fost o epocă, mai mult de aproape 10 ani, dobânzilor foarte scăzute și real negative a trecut. Normalizarea, în sensul că se va ajunge la dobânzi pozitive, este un proces pe care încă nu-l putem contura în viitor. Dar, datorită faptului că în Europa sunt încă dobânzi real negative, și la noi rata dobânzii este sub rata inflației. În consecință, cei care fac judecăți de tipul vor crește dobânzile în România pentru că trebuie să ajungă la rata inflației, greșesc. Pentru că vom păstra și noi un ecart. Nu știu dacă va fi, piețele ne vor spune exact cum este în Europa. Acolo e cam de 2% între rata inflației și dobânzi. Nu știu dacă la România va fi tot de 2%. Deocamdată e cam tot 2%, dacă vă uitați la cifre. Dar se va păstra aceste carte. Ce aș vrea eu, n-am împuternicirea Consiliului, dar sunt guvernatorul Băncii Naționale, să se întâmple. Ce aș vrea eu să se întâmple, nu înseamnă că se va întâmpla. Este un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Aș vrea ca această curbă a inflației, pe care o să o vedeți miercuri, să vină în jos, curba dobânzilor să nu fie foarte ascendentă, nu? Și cândva să ne vom întâlni la un nivel care să fie foarte apropiat de ce va fi în Europa.
Ați înțeles? Da, vă mulțumesc. Ultima întrebare, dacă se mai poate. Tot vorbeați de cei 27-28 de ani, v-aș întreba din mai anul viitor, mai aveți răbdare să rămâneți aici la BNR? Păi, nu mai pot. Am 70 de ani la... Nu? Mulți înainte. Asta nu înseamnă că nu mai puteți. De unde știți? Mă gândesc. Bine. Nu este de actualitate. Întrebarea. De actualitate este soliditatea acestei instituții. Credibilitatea este esențială, că în afară dobânzi, curs, rezerve minime obligatorii și lucru cu piețele, credibilitatea este instrumentul principal cu care lucrăm. Și ați preluat, îmi permis să vă spun cu mare ușurință, niște povești din astea, cum e cea cu aurul, dacă tot m-a stimulat. Mă întreb așa, cam câți economiști au putut să înghită gălușca asta cu dobânzile la aur. Păi când ai dobânzi negative la valută, la monedă, nu? Aurul tot timpul a oferit o dobândă cu mult, mult mai mică decât ce a oferit la depozitele în monedele de rezervă. Euro, dolar, când erau, de exemplu, înainte de criză, cele la dolar, la euro, 4-5%, aurul dacă dădea și el 1-2%, dacă, nu? Și numai pe anumite perioade. Deci ajung celelalte la zero și la minus. Și hai să spun, câteva televiziuni să închidă gălușca asta, să facă dezbateri cu faptul că exact când sunt dobânzi negative la monede, vezi, Doamne, pe aur se poate câștiga pe dobândă. Asta e cam mult. Bineînțeles că ne-a afectat credibilitatea și ce ne-a afectat cel mai mult este că intervențiile noastre în încercarea de a spune adevărul, care nu e complicat, au eșuat. Ai luat și CNA-ul și profit de faptul că nu ne-a răspuns de 2 ani de zile, că îi solicit public să-și facă datoria. Adică când apare o misiune din asta și la ora 12 apare comunicatul Băncii Naționale, rezerva de aur este de 103 tone și seara se face o întreagă tevatură, emisiune de 2 ore, că au dispărut 40 de tone de aur. Intervin oamenii noștri în dezbatere. Și pe partea cealaltă se lucrează inclusiv la bruieri, să dăm mai încet, nu vă aud, domn Vasilescu, dar mai spuneți o dată sau... Asta trebuie să ne ia de gândit. Această instituție lucrează cu date esențiale pentru stabilitatea țării și asume pentru siguranța țării, nu? Rezerva internațională. Păi dacă noi nu mai știm prin cine să comunicăm cât este rezerva, pentru că ea poate să fie distorsionată și așa mai departe. Ridicăm o problemă mare de stabilitate pentru această țară. În consecință, că am început de vorba aici de o instituție cu un șef. Instituția poate, în primul rând, că nu e condusă numai de mine. Instituția este condusă conform legii de un Consiliu de Administrație. Deci, până și această izolare, știți, nu m-am văzut la Parlament împreună cu prim-vicele guvernator. Nu, numai Mugurii Sărescu este acolo. Nu bate la ochi și trăznaia asta. Scrisoarea președintelui Camerei este adresată Consiliului de Administrație. Răspunsul este semnat de mine ca președinte al Consiliului de Administrație, dar în numele Consiliului de Administrație. Sunt 9 inși în Consiliul de Administrație. V-am spus, aici văd câteva fețe, o să-i mai vedeți fețe în sens pozitiv. Banca asta a creat între 200 și 300 de specialiști. Păi merită oamenii ăștia să fie tăvăliți așa într-un noroi din ăsta mediatic cu tot felul de acuze. Vin de multe ori la mine și mă întreabă, dar noi pe unde putem să comunicăm?
În consecință, că mi-a spus întrebarea, nu vă fac un reproș, dar, sfârșit, este și aceasta o discuție. Nu contează numai guvernatorul Băncii Naționale, contează această instituție. Și dacă dumneavoastră credeți în ea, întrebarea pe care a spus-o, ce fac eu la 70 de ani, aproape că nu are valoare. Dacă instituția va continua să fie respectată, și eu sper din toată inima că ea să fie respectată în continuare, și oamenii din Banca Națională să lucreze în această direcție întăririi credibilității instituției. Nu știu ce ați înțeles în ce v-am spus, dar țin foarte mult la credibilitatea acestei instituții și dumneavoastră sunteți o duzină de specialiști, de jurnaliști. Nu sunteți prea mulți. Erați parcă mai mulți în altă perioadă. Ați rămas puțini. Dar sunteți foarte voinici. Văd că sunt mai multe doamne aici. Dați-ne o mână de ajutor, că n-avem cum să acționăm. Toată lumea vorbește de fake news și când le avem în față, ne facem că nu le vedem. Bani le mai și promovăm prin... Mi s-a făcut un semn. Vă mulțumesc. Să mai închei discuția, că vă aștept miercuri.